tocmai pentru a-l îndrăveni și puțin știu că până la o anumită vârstă, într-o sută de metri, se virați la dreapta, apoi de tenis virați și cel la stânga. Tot atunci l-a cunoscut și pe Ion Țiriac, care era cu 7 ani mai mare. Cei doi vor rămâne prieteni pe viață și vor scrie pagini fabuloase pentru istoria sportului românesc. Ilie Năstase a stârnit mereu controverse prin declarații ori atitudine. Un fapt mai puțin cunoscut este că Federația Mondială de Tenis a pus la punct codul de conduită al jucătorilor tocmai pentru a ține în frâu tenismeni ca Ilie Năstase și Jimmy Connors. De exemplu, Ilie Năstase a aruncat cu pantofi într-un arbitru, iar cu altă ocazie și-a dat jos pantalonii chiar pe teren când a considerat că i s-a anulat pe nedrept un punct. Deloc întâmplător, în anii 70, când era în plină glorie, jurnaliștii britanici l-au numit pe Ilie Năstase The Clown Prince of Wimbledon, prințul clown de la Wimbledon. Însă valoarea lui Ilie Năstase este incontestabilă. De-a lungul carierei a câștigat 7 titluri de Grand Slam, 2 la simplu, 3 la dublu și 2 la dublu mixt. În plus, a mai jucat încă 6 finale. Pentru echipa de Cupa Davis a României, Năstase a jucat timp de 18 ani, acumulând 146 de meciuri de simplu și dublu, din care a câștigat 109. Alături de Ion Țiriac a fost finalist al Cupei Davis de 3 ori, ultima oară în 1972. Au existat zvonuri cum că ar fi pierdut intenționat în fața americanilor, însă cei doi au negat întotdeauna existența vreunui blat cu echipa Statelor Unite. Un an mai târziu, Federația Mondială de Tenis inaugura primul sistem de ierarhizare a jucătorilor profesioniști. Primul lider al clasamentului ATP a fost Ilie Năstase și în afara locului 1 mondial, el avea să rămână în top 10 mondial timp de 7 ani, performanță neegalată până acum de vreun alt jucător român. La 100 de ani de la Marea Unire, la Europa FM vă invităm să descoperiți 130% reducere la toate filtrele de polen originale. Nu lăsa alergiile să îți strice călătoriile. Detalii pe opel.ro. Doriți să ne împachetezi? Da, mulțumesc! Află mai multe pe www.tdibank.ro. Alege mai bine! George, eu nu mai vin cu tine cu mașina. Punct! Georgiana, cu ce am greșit, iepuraș? Nu mai îmi spune iepuraș, că tot timpul mi este rău când mergem undeva, mai ales acum de ziua noastră. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. Emetix, formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia Emetix. Trecere frumoasă și la mulți ani de Sfântul Gheorghe. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Cordova, Calcio Vecchio, Platinum, Stucco Veneziano. Redescoperă înalta calitate a produselor Kjober pentru modernizarea locuinței. Acum și online pe magazin kjober.ro ai 10 de nuanțe de efecte decorative pentru locuința ta. Comand simplu, produsele ajung direct la adresa indicată. Cu Kjober ai poftă de renovare când ai griji pentru livrare. Intră acum pe magazin kjober.ro. În România există persoane care se confruntă cu tulburări ale tranzitului intestinal cauzate în special de funcționarea impropriei a colonului. Protect ajută la menținerea unui tranzit intestinal regulat, eliminând toxinele și stimulând peristaltismul. Colon Protect, pentru buna funcționare a colonului. Colon Protect este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino luna aprilie în farmaciile HealthNet și beneficiezi de 25% reducere la orice produs Colon Protect. Dincolo de fost părăsiți sensul giratoriu la a doua ieșire. Există o viață naturală fabuloasă, neștiute de nimeni. Plantele și animalele dau un spectacol plin de măreție, grație, ferocitate, candoare și umor. Vino să vezi România neîmbrânzită. Acum e cinematografic. Un film de lungmetraj, un dar oferit românilor de Ocean Retail România în anul centenarului. În plus, intră acum pe ocean.ro și află cum pot câștiga unul dintre cele 1000 de bilete gratuite la film. Unele lucruri trebuie păstrate așa cum sunt. Înainte să descoper Transpibloc, în farmacie credeam că trebuie să accept neplăcerile cauzate de transpirația excesivă. Din fericire, Transpibloc m-a ajutat. O singură aplicare poate asigura protecția necesară chiar și pentru câteva zile. Transpirația îți dă bătăi de cap? Încearcă Transpibloc. Transpibloc este un blocker pentru transpirație disponibil în farmacii destinat atât femeilor cât și bărbaților. Transpibloc. Împotriva transpirației excesive. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
Stratoniu la prima ieșire. Părăsiți sensul giratoriu la prima ieșire. Părăsiți strada la dreapta. Sănătatea oaselor este importantă. Dar asta ce e? Calciu?
aport de vitamina D3 ajută la utilizarea corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K sprijină menținerea sănătății oaselor. Știi, vreau să mă asigur că le ofer oaselor mele susținerea de care au nevoie. Calci din zici? Da, suport de vitamine și minerale pentru oase normale și imunitate la un preț rezonabil de la farmacie. Calci din forțe zilnice din plin. Acesta este un supliment alimentar recidist, atenție prospectul. Vino luna aprilie în farmaciile Sensiblu și beneficiezi de 20% reducere la orice produs Calci din. Alergiile îți dau bătăi de cap, te poți bucura iar de lucruri extraordinare din fiecare zi. Fii mai puternic decât alergiile tale. Deschide larg ferestrele. Bucură-te de animalul preferat. Șterge praful din amintiri și creează-ți altele noi. Puf, puf, descoperă spray-ul nasal Flonase. O nouă soluție pentru tratarea alergiilor. Perfect, 24 de ore. Cu o singură aplicare pe zi, spray-ul nasal Flonase tratează principalele simptome nasale și oculare din alergii. Flonase, inspir poftă de viață. Recomandat persoanelor peste 18 ani. În cazul simptomatologiei severe, este posibil ca dosa să fie crescută pe o perioadă scurtă de timp. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ce faci? Gata pregătirile de vacanță? Pregătirile, da, eu nu. De ceva timp nu pot ieși afară. Cum nu? A, constipația. Dufaleac fruct. Mi-a recomandat mie medicul. Și au și pliculețe. Numai bune de luat cu tine. Super, mersi. Drum bun. Dufaleac fruct, laxativ eficient cu efect prebiotic sub formă de pliculețe, ajută la restabilirea ritmului fiziologic al colonului, pentru ca tu să te bucuri de vacanță din plin. Dufaleac fruct. Poți uita de constipație. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La Flanco ai plenurile preferate cu reducere. Strada la dreapta, apoi rămâneți pe partea dreaptă. Procesor de imagine X-Real T-Block și Wi-Fi integrat la doar 2399 de lei, redus cu 1100 de lei. Flanco! Dragi ascultători, începem emisiunea Vise Mari cu Rate Mici cu o știre de ultimă oră. Pentru momentele în care trebuie să alegi ori-ori, BCR tocmai a lansat o ofertă și rate și fixe și reduse. Să faci tot imposibil. Vino cu salariul la BCR și până la 30 iunie ai cea mai bună ofertă de refinanțare. Rate fixe și reduse cu dobândă de 7,99% pe an, zero comisiuni de analiză și administrare credit și daie 8,29%. Află cu cât îți poți reduce ratele. Biometru, părăsiți strada la dreapta, apoi rămâneți pe partea dreapta. Lidl ai piept de curcan dezosat 750 de grame la 18,99 lei, cafea măcinată de tradițion 500 de grame la 9,99 lei și lasagne bolognese cu carne de porc 1 kg la 8,99 lei. Lidl, meriți să fii surprins! Ce aveți pentru respirație? Cred că știu de ce aveți nevoie. Pentru respirație urât mirositoare, puteți încerca... Părăsiți strada la dreapta, apoi rămâneți pe partea dreaptă. Calitatea bucală poate reprezenta o cauză a apariției respirației urât mirositoare. Formula specială a gamei la Galut Flora previne mirosul neplăcut din gură și asigură o respirație proaspătă. La Galut, peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală. Europa FM, este ora 10. Profesor Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Rămâneți pe partea dreaptă. Bună dimineața, la știri, condiții de ploaie astăzi în regiunile din sud-est și est. În restul țării, după amiază, vor fi aperse și trecături de descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse în țară între 12-15 grade pe litoral și 24-25 de grade în Transilvania și Moldova. Nori și trecători, condiții de ploaie astăzi în capitală, bate un pic vântul, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade. Postul președinte Ion Iliescu a ajuns în urmă cu puțin timp la Parchetul General, ucidat pentru ca anchetatorii să-i aducă la cunoștință oficial că este urmărit penal în dosarul Revoluției din decembrie 89. Postul șef de stat este acuzat de infracțiuni contra umanității. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Această citare oficială este următorul pas procedural după ce la sfârșitul săptămânii trecute președintele Klaus Iohannis a dat aviz favorabil cererii procurorilor de urmărire penală pe numele lui Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu. Anchetatorii spun că cei trei se fac vinovați de violențele din decembrie 89, când au murit peste 1000 de persoane și multe au fost rănite. Dosarul Revoluției
controversată din istoria României a fost redeschis în 2016, după sesizarea CEDO. Printre concluziile procurorilor se numără faptul că în decembrie 1989, după fuga soților Ceaușescu, nu a existat un vid de putere. De asemenea, anchetatorii au precizat că în seara de 22 decembrie a fost declanșată o diversiune militară și a fost instaurată la nivel național prin intermediul TVR și al radioului binecunoscuta psihoză teroristă. Anchetatorii mai spun că au fost clarificate între timp circumstanțele și împrejurările privind pregătirea judecării în regim de urgență a fostului președinte și a soției acestuia, judecarea propriu-zisă și motivațiile reale care au stat la baza acestei acțiuni. Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu sunt anchetați și în dosarul Mineriadei. Cei trei au fost trimiși în judecată în acest dosar în iunie anul trecut. Este anchetă la o grădiniță din județul Gorj după ce un copil în vârstă de 4 ani a fost mâzgălit pe față cu pixul chiar de educatoare. Băiețelul le-a povestit părinților că a fost pedepsit pentru că era neastâmpărat. Inspectoratul școlar județean Gorj a format o comisie de anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat exact la grădiniță. Gabriela Mladin transmite. Incidentul s-a petrecut săptămâna trecută la grădinița din comuna Bustuchin. Părinții băiețelului povestesc că atunci când au venit să ia copilul de la grădiniță, l-au văzut mâzgălit pe frunte. Acesta avea desenate cu pixul mai multe forme de pătrat. Au crezut că ceilalți colegi s-au jucat cu el, însă băiețelul, în vârstă de 4 ani, a povestit că doamna educatoare l-a pedepsit. L-a scos în fața clasei și i-a desenat pe frunte. Interpretarea părinților după forma desenelor este aceea că băiatul ar avea mintea în colțurile pătratului. Educatoarea în vârstă de 33 de ani a recunoscut că i-ar fi aplicat copilului o corecție, în sensul că l-ar fi scos în fața clasei pentru că era neastâmpărat. Pe frunte doar i-a desenat niște puncte. Inspectoratul școlar din Gorj a început o anchetă în acest caz. Din Gorj, Gabriela Mladin, din Europa FM. Acoperișul unei clădiri s-a prăbușit în urma unui puternic incendiu care a izbucnit în această dimineață la un depozit din sectorul 3 al capitalei. Pompierii au intervenit cu 3 auto speciale, au fost mobilizate și alte 4 mașini de stingere în cazul în care incendiul s-ar fi extins. Din fericire, nu a fost cazul. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru o situație de urgență București, Ilfov, Daniel Vasile. Nu este vorba despre un incendiu care s-a manifestat la un spațiu pentru depozitarea unor elemente de mobilier, cu o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați. De menționat totodată că a fost vorba despre un incendiu puternic, încât acoperișul clădirii este prăbușit în totalitate, au rămas doar pereți din cărămidă. Deocamdată nu se cunosc cauzele producerii incendiului. Ascultați știrile Europa FM. Echipele de anchetă vor fi autorizate să meargă mâine în locul unde a avut loc presupusul atac chimic din Duma, în Siria. Oficialii internaționali se află la Damasc încă de sâmbătă, dar până acum nu au avut permisiunea să meargă în acea zonă. Potrivit organizațiilor internaționale, în atacul din 7 aprilie, peste 70 de persoane au murit și 500 au fost afectate de substanțele chimice. Între timp, administrația Trump amână impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei. Mihai Bucureștean. Astăzi, Siria a declarat că apărarea aeriană a țării a răspuns unui atac cu rachete asupra orașului occidental Homs, fără a preciza care este sursa atacului. La Casa Albă, lucrurile par a se liniști. Administrația Trump amână introducerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei și este puțin probabil să aprobe o decizie în acest sens dacă Moscova nu lansează o nouă provocare, spun surse oficiale citate de presa din America. Lucru confirmat și de Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la ONU. Iar președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că administrația de la Paris va aloca 50 de milioane de euro sub formă de ajutoare umanitare de urgență pentru Siria. În urma atacului din 7 aprilie, SUA, Marea Britanie și Franța au lansat sâmbătă trecută o lovitură militară asupra depozitelor guvernului sirian de armament chimic. O misiune reușită, așa cum a fost caracterizată de președintele Donald Trump. Știrile se opresc aici deocamdată, Ciprian Dinu, Europa Express, până la 13. Se opresc știrile, dar pornim motoarele, adică alăturăm până spre la 13. Vom veni la bordul Europa Express. Deschidem călătoria alături de Paul Young. We'll be right back.
Este posibil să suferi de afecțiune gingivală și să te
talent multicem și un meseriaș priceput. Ce-ți mai trebuie? Un premiu Bosch. Cumpără sacii Gemrom, găsește premiul și nu uita, sac cu sac se face acasă. Bunicule, am uitat lista de cumpărături. Liniștește-te, ține aminte. 6 ouă, 200 de grame brânză de vaș, 1 kg de zahăr, lapte și făină albă. Wow, bunicule! Și după aceea ne oprim la farmacie să luăm și Bilomac Forte. Bilomac Forte are o formulă unică bogată în 4 ingrediente active ce conține, printre altele, ginkgo biloba și lecitina. Bilomac Forte pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Salut! De la Mini Biotopeni, în C1 ai toată săptămâna reduceri la reduceri la reduceri. Avem reduceri progresive. Cine gândeam că trebuie să știi? Pregătește o excursie la Mini Biotopeni să descoperi reduceri la reduceri la reduceri toată săptămâna. Dacă ție-ți place, e perfect. Ofertă promoțională valabilă în limitatul. E disponibil în perioada 17-24 aprilie la Mini Biotopeni în C1. Hai să râzi de sătura de la comedia Chat Chat Chat. De la Chat 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 la Chat Chat Chat. O comedie frăznită și extrem de actuală despre ce se întâmplă când îți cauți sufletul pereche pe internet. Cu Andrei Duban, Anca Furcașiu, Andrei Mateiu și Graziela Duban. Spectacolul Chat 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 în București, la Teatrul Ava Gardia, vineri 20 aprilie. Info și bilete pe teatrulavagardia.ro. Spectacol recomandat de Europa FM. Cine-i fi, noi te cunoaștem. Orice-i simți, noi te înțelegem. Noi suntem VAC și împreună cu Europa FM te așteptăm să vezi cu ochii tăi și să asculti cu sufletul concertul simfonic rock Cameleon. Vino pe 24 mai la Arenele Romane să asculti Pleacă, Așa și Mie, Fân cu mâna și alte hituri VAC cântate împreună cu orchestră de 50 de instrumentiști dirijată de George Nazis. Este o poveste inspirată chiar de tine. Pe aceeași stradă.
FM, 10:22 ne arată ceasurile de bord, suntem la bordul Europa Express și continuă călătoria ca de obicei printre subiectele care evident ne marchează cumva sau cumva ne fac mai atenți la oamenii din jurul nostru. Lucru care ar trebui de altfel să se întâmple în fiecare zi, nu? E bine, vă dădeam exemplu și pornind de altfel de la această informație cu băiețelul care a ajuns acasă de la grădință într-una din zilele săptămânii trecute, cu semne făcute, semne de pix făcute pe frunte chiar de educatoare, pentru că ar fi fost neasupărat. Aici, evident, se împart două tabere, așa, din ce am văzut în mediul online, discuții de genul, băi, și ce a făcut mă până la anul? Alții zic, băi, nu trebuia să facă asta. Evident, acum vă întreb pe voi, ce tipuri de pedepse ați folosit sau folosiți în sancționarea celor mici atunci când greșesc, iată? Sau, dacă nu este cazul încă, ce pedepse vă aplicau părinții când erați mici și mai ales atunci când făceați o năzbâtie de-asta mai gravă? Adică, și care era pedepsa aia care, băi, nu se poate așa ceva, mă, mi-am luat minge. Nu mai am voie sau nu mai am voie o săptămână să mă uit la televizor, vă ziceam mai devreme. Iată câteva mesaje venite deja de la voi și vă mulțumesc pentru ele prin WhatsApp la 0728-111-222. Preferam să nu mă lase afară o săptămână, dar mă punea la colț în genunchi pe boabe de grâu. Mam! Da, apropo de asta, chiar zicea unii că pedepsele pe la școli cam așa era. Te puneau în colțul clasei să stai pe coș de nucă. Nu mai aveam voie să merg la fotbal cu ceilalți copii și, în schimb, trebuia să desfac porumb câte un sac. Claudiu din Timișoara, râdem noi acum, dar atunci era crunt, adică dureros, îmi imaginez, nu? Neața, eu o pedepsesc cu ghilimele de rigoare pe fetița mea de 9 ani, luându-i telefonul mobil, Diana din Titan. Semnează un alt mesaj de la cine, salutare, când eram în grupa mijlocie, bețelul meu în clasă exista o coroană din carton negru, iar cel care făcea prostioară o purta pe cap, locuia cumva colțul rușinii. Al meu băiat n-a ratat experiența, bineînțeles, l-am întrebat cum a fost, super tare, mami, știi ce bine îmi stă cu curunița? Da, bun, și-a făcut efectul, ca să zic așa. Vanotec și NLI chiar acum la Europa FM.
kilometri, virați la Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Dragilor, nu vă supărați, pe unde este izvorul de apă? A, ce e izvorul? Aici? Da, dați înapoi și trageți acolo pe stânga. Dar nu l-am văzut. Aha.